Bisericii și spun lucrul acesta și pentru cei de la Maranatha, de la munte, oriunde ați fi, pentru că toți suntem în familia lui Hristos. Doriți să fie Domnul. Doresc ca Harul lui Dumnezeu să fie peste noi toți. Mă bucur că vă tinerii orchestri care sunt aici să cânte spre slava Domnului, frații din Culcea, din Sărsic, fratele Nuțu cu grupul. Ne bucurăm de frații din Banat, spune eu, sunt de mai multe părți acolo și aș vrea să mă uit peste acest bilețel din Sfânt Nicolau, din Timișoara, din Salonta. Le spunem și lor un bun venit, Domnul să binecuvânteze. La timpul potrivit le spunem un bun fiecare. Însă, cel mai mult ne bucurăm și îmi place să spun, pentru că mijlocul nostru este cel mai mare frate al nostru. Numele Lui ne-a adunat. El este Iisus Hristos, glorie Domnului! Numele Lui ne-a adunat. Numele Lui vrem să-L slăvim și în seara aceasta. Amin. De aceea, să nu uită, dragii mei, cinstea, dacă merită cineva seara aceasta, nu este Liviu, nu este Petru, nu este Grigore, ci este Iisus Hristos. Amin. Dorim ca Duhul Sfânt să intre în lucrare seara aceasta. Amin. Noi suntem o biserică apostolică, botezată cu Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt este liberă în mijlocul Bisericii Smirna din Fănezeu și vrem toți acei care purtați pasul Domnului, lucrarea Domnului, lăsați-vă la îndemâna Domnului și zic, Doamne, ajută-ne la toți. Amin. Pasul Domnului este și cel ce cântă, dacă vrem, și cel ce recită, și cel ce predică, și cel ce ascultă. Este de mare importanță. Amin. Apoi să ne ajute Domnul să obținim mărire Domnului. Haideți să cerem binecuvântarea Domnului, vă invit să vă